Întotdeauna când noi căutăm puterea, ar trebui să ne asumăm responsabilitatea puterii. Asta o face atunci când ai un scop, pentru că dacă puterea vine și nu ai un scop, nu ți asumi responsabilitatea, atunci puterea te poate distruge. Dar corpul este foarte deștept. Întotdeauna găsește un mod de a da energie afară și astfel scap cu viață. Deci, pentru a câștiga putere, trebuie să ne creionăm ce vrem noi să facem în această viață, ce vrem să facem cu această energie. Vrem să devenim mai deștepți, mai înțelepți, să putem să-i ajutăm pe oamenii care chiar au nevoie. Vrem să folosim această energie pentru cercetare, pentru a scoate la iveală o mare parte din răspunsurile, din soluțiile care pot să vină în întâmpinarea problemelor oamenilor. Deci, primul lucru este să înțelegi clar care este scopul în viața ta, de ce vrei să trăiești, cât vrei să trăiești, cum vrei să trăiești. Este esențial.